Îmi spune Daniel Leahu, același agricultor de raionul Drochea. Am ieșit cu tractoarele astăzi la protest. Nici la prima intersecție, dragi prieteni, o formă de intimidare a guvernului și autorităților de stat, agricultorului, și anume prin oprirea și verificarea doar a tractoarelor. Dacă o să vedeți în imagine, trei tractoare, doar tractoarele stopează pe traseu. Tractorul care îl vedeți în spate e al meu personal, în leasing, prin Adman. Problema mare e că, deși am șofer, nu am permis de categorie corespunzătoare, cu categorie inclusă. Toate documentele pe tractor sunt. Acum, inspectoratul de poliție Drochea, echipajul 9962, în persoana domnului Tihai, îmi cere ca eu să am deja, pe lângă toate cele enunțate mai sus, am foaie de parcurs și contract individual de muncă. Că de azi la noi, inspectoratul de poliție, se ocupă cu verificarea contractelor de muncă. Eu am contract de muncă. Trebuia să-l am în tractor ca să pot prezenta inspectoratul de poliție. Încă o dată reamintesc. Dreptul la întrunire, dreptul la un protest, este un drept constituțional. Și intimidarea de ordin dat nu se facă decât să fim mai puternici și să vrem și mai mult să luptăm împotriva nedreptăților statului. Consider incorrectă și ilegală și ilegale activitățile de poliție, dar să luptăm mai departe. O zi bună vă doresc! Și am uitat să vă spun, mi-au sechestrat documentele, eu tractorul îl lăs aici, pe traseu, să-l păzească băieță sau să-l ridice la parcare specială, treaba lor ce-o face cu dânsul. Noi suntem la Drochea, la Bămâna.